Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeneaua Culturală. Astăzi ne aflăm la Galeria Alfa, unde are loc o expoziție foarte interesantă de început de primăvară. Îl am alături de mine pe realizatorul acestei expoziții, pe pictorul Bogdan Țigan. Bine ați venit! Mă bucur că ați putut să ajungeți la expoziție și vă aștept toată luna martie în cadrul acestui atelier, expoziție, pentru că eu și lucrez aici în cadrul expoziției. Și să începem să pornim cumva primăvara. Da, e atelierul de primăvară, da. Aici, așa se numește expoziția. Spune-ne, de unde ți-a venit ideea aceasta de atelier de primăvară? Știu că tu ești aici și pe parcursul zilei și lucrezi aici, adică pictezi și mi-ai spus că ai vrea să faci o expoziție după aceea cu lucrările pe care le faci. Ideea cu expoziția s-a format așa în timp. Eu oricum, de-a lungul anii, mi-am format un fel de disciplină de atelier și încerc să lucrez zilnic cât un pic. Și am zis că trebuie cumva marcat începutul primăverii. Aveam câteva lucrări începute pe tema asta și am zis că hai să încerc să, dacă pot să transform într-o expoziție. Și ideea cu atelierul mi s-a părut, adică mi se pare interesant, pentru că acolo e laboratorul intim al fiecărui artist și mi se pare interesant să prezinți cumva măcar o mică parte a lui, să aduci în fața privitorului. Și câte lucrări sunt aici? 17, cred, dar mai crește numărul lor, așa încet. În spatele vostru mai este o lucrare care e începută și mai lucrez pe aici. Mai am câteva acolo în cealaltă parte. Și către final o să fie vreo 21 de lucrări, cam așa ceva. Evenimentul lui e mai mult decât o expoziție personală, e și un atelier deschis, după cum e intitulat, atelier de primăvară. O să-l vedeți și pe Bogdan lucrând în acest atelier deschis pe parcursul lunii martie. Tot ce ne prezintă denotă o gândire profundă în etalarea acestor lucrări. La elemente abstracte, când te uiți, ai senzația că i-a explodat pensula, benefic. Din el răbufnește lupta asta interioară pe care fiecare artist o are. Este expresia lui despre natură, despre om, felul în care vede el viața. Sunt unii oameni care sunt eresuri, sunt piscuri alții ce rămân neînfrânți. Sunt oameni mulți pe care crede în șesuri și oameni șesuri care se cred mulți. Eu sper că tu nu vrei să devii munte. Aștept în următoarea lună să vizitați atelierul și expoziția. Și declarăm expoziția deschisă și gata. Gata. Care sunt influențele pe care tu le-ai avut de la începutul carierei tale de pictor până acum? Că eu am mai fost la expozițiile tale și expoziția anterioară a fost circ, așa-i? Da. Care acolo sunt influențele? Mă uit acum la lucrările din această expoziție și mă gândesc și la expoziția trecută. Sursele mele de inspirație sunt foarte variate. De obicei caut imagini, surprind imagini care cumva mă forțează să încep un tablou. Și subiectul s-a format în jurul acestui lucru care deja era existent, în jurul acestei munci. Ți s-a întâmplat vreodată să începi un tablou și să te oprești la un moment dat, să nu mai ai inspirație deloc și să-l lași acolo și să te reapuși de el de după vreme? De foarte multe ori, da. Dar de obicei lucrările care
vor să existe, care se cer în ființă, alea nu așteaptă, alea își fac loc. Știu că mentorul tău a fost Mihai Tocaci. Da. Cum l-ai cunoscut pe Mihai Tocaci și voi ați legat așa, ați avut o relație de prietenie? Am avut o relație de mare prietenie. De mare prietenie. Prin taică mi l-am cunoscut, că taică mi se ocupa cu tablouri vechi, cu antichități, cu rame, și el cunoștea pe Mișii și așa ne-a făcut legătura cumva. Și de la el a pornit cumva pasiunea asta pentru pictura, adică atunci ai început să pictezi mai, da, mai mult. Da, da, da. De la el a pornit toată chestia. Și după aia am avut alte influențe și alte influențe și alte influențe și încă... Adică e o veșnică căutare, o eternă căutare. Știu că tu ai studiat și sculptură și grafică. Am încercat să fac sculptură, adică am încercat. Ai fost și la Teatrul Lapid. La a fost și la Teatrul Lapid, da, la Ion Peter. Am încercat să fac și sculptură. Dar mi s-a părut cumva, m-a regăsit mai bine în pictură până la urmă și am rămas la pictură. Altă experiență din perioada imediat apropiată o să fie o colaborare cu Erneo, cu Radica Maros-Sinhas și... Da, asta o să vă spun el la momentul potrivit. Mă gândesc că va fi ceva cu teatru, cu pictură, nu? Cu teatru și cu pictură, da. Mm-hmm. Este o piesă care tot așteptă să apară. Și știu că tu în clasa 12-a te-ai apucat așa mai tare de pictură, da, și de artă. Înainte de asta, când erai tu mai mic, ce-ți imaginai că o să faci? Vreau să devin scriitor la începuturilor și după aia în timp și-a făcut loc tot mai mult imaginea în munca mea și am rămas pe pictură, pe desen, grafică din când în când, dar mai mult pictură. Da, și uite, voiam să te întreb cum îți amintești tu prima expoziție? Cum a fost la prima expoziție, când ai avut prima expoziție? Pentru că, iată, de atunci tot ai expoziții spre norocul tău, pentru că poate sunt mulți artiști care nu reușesc să expună atât. Cum a fost prima expoziție și după aceea celelalte? La prima expoziție, cred că a fost la Turnul de Apă, de foarte, foarte de mult, în 2007, cred că, nu mai știu. Mm-hmm. Și a fost interesant, dar altfel... Mi le concep altfel acum, deja e altă chestie. Sunt mai preocupat să aibă un concept unitar, să fie un pic mai gândite toate. Păi probabil că ai mai căpătat și tu experiență, da, 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 de atunci și vezi altfel lucrurile. Și ce expoziții ai avut în afara Aradului care au contat pentru tine și care cumva te-au ajutat în carieră? Am avut o expoziție la Curtea de Conturi în Luxemburg. În Viena am avut o expoziție la Kulturzentrum Spittelberg și am avut în Franța, am colaborat cu o asociație de acolo din Nord la un moment dat și am avut o expoziție împreună cu Thomas Salabert, un voluntar care a fost prin Arad la un moment dat, în Toulouse. Și ce am mai avut? Am mai colaborat cu asociația din Milano, tot așa, pentru expoziție de grupă. Mm-hmm. Spuneam că poți să te consideri un norocos că ai destul de multe expoziții și expui, atât în Arad, cât și în alte orașe și în alte părți. Treceam acum pe lângă Galeria Delta și am văzut că e salonul anual al artelor vizuale și am văzut că și acolo. Da, și acolo am o lucrare. Da. Da, una micuță de iarnă, de data asta. La salonul de anual... mai e deschis încă o lună jumate, cred că. Până în aprilie. Până în aprilie. Aprilie, da. Până, deci mai o lună. Da, acolo sunt mai mulți artiști, suntem, iată... Cât e de important pentru un artist să participe la astfel de expoziții și la astfel de saloane? Cred că e foarte important pentru că
te raportezi și la alții, îți raportezi munca la alți artiști foarte buni. Și cum a fost și cu Bienala de Artă, a fost o experiență foarte interesantă și cu salonul acum. Eu cred că e foarte important să expui în cadre din astea, pentru că te poți raporta, poți să-ți vezi prin comparație, pentru că nu poți să crezi de unul singur, trebuie să vezi ce se întâmplă în jur tot timpul, să fii informat, să fii documentat și așa poți să vezi ce ai greșit și să mergi pe departe. Și să faci mai bine data viitoare. Cum vezi tu publicul care vine, oamenii care vin la expozițiile acestea? Unde ai tu lucrări? Cum a fost și acum înainte să începem noi filmarea, au fost aici două persoane. Da. Cum vezi tu oamenii care vin să vizioneze, să vadă lucrările? Îți întreb asta pentru că multă lume nu știe exact cu ce se mănâncă treaba asta. M-a întrebat cineva zilele trecute cum se face, care-i treaba cu galeriile din Arad, cum se pot vizita. Și am spus că pur și simplu intri în galerie și te uiți la lucrări. Da. Foarte multă lume întreabă dacă se plătește taxa. Deci, și asta, da. Nu se plătește taxa de intrare, nu se plătește niciodată taxa de intrare. Poate pe vremuri, prin anii 40, prin București, eventual. Dar în rest nu s-a practicat chestia asta la noi. Publicul, eu văd că doritor, dar trebuie cumva atras, trebuie să ne apropiem cumva mai mult de public, pentru că nu știu, probabil că ar ajuta dacă îmi face ceva activități cu copii sau ceva de genul ăsta care să atragă publicul încă din stadiul de formare, încă de stadiul în care sunt altfel receptiv la toată chestia. Și așa încet, încet să creștem spre alte etape de evoluție. Dar este, interes este, există în Arad, nu pot zic că nu există interes pentru artă. Doar că poate că nu e canalizat cum trebuie, nu știu, poate că ar trebui să facem mai mult efortul să-i atragem spre galerii. Cât de greu crezi că e să cultivi gustul acesta pentru artă, mai ales în rândul copiilor, care acum, iată, trăiesc în era digitală, în era calculatoarelor? Cât de greu crezi că ar fi să-i atragi, după cum spuneai și tu, și să-i păstrezi după aceea, să vină în continuare la galerie, să nu se uite pe internet la lucrarea de la muzeul nu știu care? În mod normal trebuie să înceapă de acasă toată chestia asta, trebuie să înceapă de la părinți, care să le induc un fel de respect și un fel de prețuire pentru obiectul de artă în sine. Deci probleme sunt multe și încep din foarte departe. Nu știu dacă avem neapărat soluții. Ceva putem să încercăm să facem chestii, exact. O soluție generală, așa pac să rezolv problema, nu există. Și cred că dacă am începe acum, probabil că ar dura vreo 10-15 ani până să încep să schimb percepția. Cu siguranță. Și cât de importantă este promovarea pe care și-o face artistul singur? E foarte importantă. Pentru că sunt mulți artiști care nu se promovează ei și atunci nu prea știe lumea de ei, deși ei sunt foarte buni. Da, nu știu ce să zic. Am văzut artiști de afară care chiar dacă colaborează cu galerii mari, ei în continuare își updatează zilnic Facebook, Instagram, pentru că e foarte important să apare, e foarte important să fii văzut peste tot. E mult mai ușor decât cum era pe vremuri, că înainte trebuia să să vină omul la tine în atelier. Acum poți să-i arăți tu imagini din atelier, poți să arăți procesul de creație, poți să arăți pașii pe care îi faci. Înainte era mult mai greu și pentru că nu putea să se facă promovarea cum se face acum în online, trebuia să vină cineva de la un ziar să-ți publice un articol despre tine. Acum poți pur și simplu să te postezi tu pe Facebook și să spui chestii despre expoziția ta și despre și lucrări. E foarte importantă chestia asta, să o perpetuezi, chiar dacă câteodată e destul de nu ai chef, tot postezi chestii și așadar e necesar. E o chestie foarte necesară. Și cumva, nu știu, probabil că ar trebui să... nu știu exact, fiecare face cum crede mai bine, dar eu cred că trebuie să te expui destul de mult, că îți asumi că ești artist și că faci chestia, trebuie să te asumi și faptul că trebuie să te expui, trebuie să apar, trebuie să promovezi munca, practic.
Pentru că dacă tu nu o faci, nu știu cine o să o facă. Da? Exact. Sunt persoanele care ție ți-au influențat, în afară de Mihai Tocaci, munca, lucrările pe care le faci? Aș putea să pomenesc, adică ar trebui și chiar trebuie să pomenești pe Onisim Colta, din Arad. Nu știu cine ar mai trebui să... Da, Onisim Colta, cu siguranță, felul în care vorbea și comunica și mai ales... maniera de pictură m-a influențat într-un fel, nu neapărat în stil pe care dar în felul în care privesc lucrurile. Uh-huh. Și asta e foarte important, cred. Da, ne lipsește cumva. Da, ne lipsește. Din păcate, iată că pleacă artiștii dintre da. Noi, dar măcar ne rămân lucrările lor și munca lor. Da, exact. Ce pregătești pentru perioada următoare, în afară de ceea ce o să faci cu Ernă, despre care o să ne spune el la un moment dat? Deocamdată lucrez la expoziția asta care crește așa în sine și apoi probabil că am stat destul de mult timp în atelier și cred că e cazul să fac câteva ieșiri, să iau ceva în spate și să mă duc să comunic un pic cu natura mai de aproape. Asta înseamnă probabil că în toamnă o să fie o expoziție cu lucrări oarecum de natură impresionistă, dar nu neapărat, dar făcute afară, în plein air. Cu retușurile din atelier normal, dar în mare parte lucrate afară. Pentru că altă... Asta mi-a rămas foarte mult de la Tocaș, pentru că e alt într-o pictură făcută afară să simte altfel aerul ăla pe care l-ai pictat, să simte atmosfera aia, lumina, totul e mult mai clar. Exact asta voiam să zic, că mi-amintesc pozele cu tine și cu Mișii Tocaș afară, cum stăteați și pictați. Da, și printre tramvaie și Exact. Cât timp petreci în atelier? Tu ai atelierul la casă. Da. Cât timp petrești tu în atelier? Cam toată ziua acolo. Acum e aici atelierul, dar aici stau doar 4 ore. Mai sunt și la Delta. Luna asta țin deschis și acolo salonul de la 15 la 19. Și aici între ce ore poate să vină lumea să de la 11 la 15. Ce sfat ai avea pentru un... Că vorbeam înainte de tineri talentați care poate ar vrea să urmeze calea asta. Ce sfat ai avea tu pentru un tânăr care poate ar vrea să urmeze calea picturii? Vorbesc aici de tineri talentați, știu cazuri de la liceul de artă, care se gândesc, nu mă duc să fac treaba asta pentru că nu o să câștig niciun leu. Și atunci mă duc să fac altceva de unde o să am un venit sigur. Dar iată că tu trăiești din pictură. Adică ai reușit să... Da, da. Ai succes. Cum vine inteligența artificială din spate, nu știu dacă pot să dau sfatul să se apuce de pictură la modul de... Dar nu contează ce sfat le dai până la urmă, pentru că dacă vor să fac chestia asta, o să fac oricum. Probabil că o să se facă o... Acum sunt foarte mulți artiști în momentul de față. Probabil că o să se facă un purge. Cu toată chestia cu AI-ul, pentru că...
Nu zic neapărat că ne fură jobul, dar ne fură jobul. Cam așa e. Și și în muzică la fel, o să fie în toate domeniile astea creative, o să fie foarte greu să intri și să te afirmi. Cred că noi suntem printre ultimele generații care încă suntem în punctul în care facem chestia asta de destul de mult timp cât să nu neapărat ne afecteze apariția AI-ului, dar următoarea generație și următoarea și următoarea nu știu exact ce să zic, pentru că e tot mai... Da, și noi încă continuăm să urmăm calea tot, clasică, da, pe când ei n-or să facă chestia fac tot asta. Crește, chestia asta cu AI tot crește și a proporții și o să fie destul de greu. Dar, din nou, cine simte chestia asta că trebuie să o facă, o să fac oricum. Că îi dai sfat să lase sau să nu, eu o să fac oricum. Pentru că e ceva acolo înăuntru care te macină și nu prea poți fără. Cât crezi că este talent, cât este muncă și cât este pasiune? La mine sau în general? La tine și în general. La mine probabil că e mai multă muncă decât talent, sincer să fiu. Și pasiune. Și trebuie să crezi, adică cumva trebuie să crezi în ce faci. Și asta vine de la sine cumva. Adică trebuie să fie, cum, în ciuda tot ce auzi în jur sau ce se zice, sau asta trebuie să existe chestia aia, licărul ăla care te duce mai departe. Da. Din nou, nu știu dacă aș putea să sfătuiesc un tânăr să apuce de pictură, dar aș putea să îndrum spre chestii care îmi plac și eventual vede eu după aia. Da. Da, cred că mai mult decât spre pictură, poate tinerii de acum, cum zicești tu, de AI s-ar îndrepta spre ceva făcut pe calculator, ceva grafică, ce e făcut pe calculator. Probabil, dar și asta e un plus. Oricum, orice chestie care te ajută să fii creativ, că e teatru, muzică, până la urmă e aceeași licorul ăla de creație, tot ăla îi. Dar... nu. Aș vrea să vorbim puțin despre lucrările de aici și să-mi spui care din... Să facem un top 3 al lucrărilor de aici și să-mi spui ce semnifică, care consider tu că sunt mai deosebite. Da, știu toate. Dar așa, 3, de exemplu. Pot să vă zic care pentru mine... Asta cu primăvara unei vieți, cu emigrantul, este o fotografie de 1906 cu un cioban din Transilvania care a ajuns în New York. Doar imaginea lui e preluată, Statuia Libertății adăugată ulterior. Și are o tăietură acolo, în pânză. Lucrarea asta cumva îi... un accident exploatat, pentru că pânza a venit ruptă din cauza unor curier, nu zic cine. Și am gândit că ar fi interesant să exploatez accidentul ăsta în loc să-l... Să arunci. Da, sau să repar pânza sau știu. Pentru că și cumva în mintea mea se potrivește cu tema asta, cu emigrantul ajuns în profida intemperiilor, greutăților, și atunci totuși încearcă totuși să își urmeze visul. Și asta mi se pare o chestie foarte importantă. Chiar dacă visul ăla e rupt, tot încearcă să-și caute să-și urmeze. Și speranța aia, primăvara aia, că vede faptul că a ajuns acolo, vede o primăvară a vieții lui, ar trebui să ne... poate să ne dea de gândit că facem tot ce trebuie ca să ne urmăm visurile. Da. Adică ei erau dispuși să facă chestia asta, călătoria asta peste ocean, într-o perioadă în care era destul de complicat. Și noi am devenit foarte comozi în ultima vreme și mi se pare așa. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Traiul bun. Deși oamenii zic că n-au un trai bun deloc. Păi n-au un trai bun, dar un trai bun față de alte perioade. Da. Știi? Și un trai care te duce într-o stare așa de... îi căduț. Nu e nici rău, nu e nici bine, dar nu e nici rău. Confortabil, cumva. Da, confortabil, dar nu neapărat o chestie. Poate să ducă la complezență și la diverse.
Și cum facem să ieșim din dezmorțeala asta? Asta nu știu, asta să căutăm noi pe care. E muncă interioară. Da. Consider că mă gândeam acum, apropo de expoziții, de vernisaje, cum vezi viața culturală din Arad? Vorbesc acum per general. În ultimii ani, comparativ cu acum vreo 10 ani. Greuț, se zbate. Dar tot o să fie, cumva. Tot cumva tot ne adaptăm, pentru că nu se poate să nu existe. Adică se poate și să nu existe, dar ar fi bine să facem să nu ajungem în situația aia. Eu din ce am văzut în ultima vreme, mie mi se pare că parcă mișcă puțin mai mult decât acum 10 ani, de exemplu. Da, mișcă puțin mai mult, dar tot e destul de complicat și greu. Și... poate și pentru că e un oraș de provincie, un oraș mic, industrial. Da, da. Și cumva, nu știu... da, interesul e destul de scăzut pentru... dar nici... că, nu știu, ne apucăm de scris proiecte, nu știu exact care e soluția. De scris proiecte și de atras cumva oamenii, da, spre evenimentele culturale, de promovat evenimentele, exact ce ziceai și tu. Mm-hmm. Asta e valabil în orice domeniu. Da. Acum, în final, la final de emisiune, aș vrea să te întreb dacă ai mai vrea să știe ceva oamenii de acasă despre Bogdan Țigan, despre acest atelier de primăvară? Nu știu. Vă așteptăm să ne treceți pragul și la Alfa și la Delta și sper să vă duc un pic de primăvară. Și să avem o primăvară frumoasă. Exact. Mulțumesc frumos, Bogdan, că ai acceptat invitația mea. Această emisiune se va difuza chiar în 8 martie. Așa că aș vrea să le urez la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor și mămicilor și bunicelor. La mulți ani, doamnelor, să aveți o primăvară minunată. Mă bucur tare mult că ne-ați urmărit și în această seară. Să ne revedem cu bine data următoare. Și eu mulțumesc pentru că ați venit în galerie să facem emisiunea asta și pentru invitație și la mulți ani, doamnelor, și la mulți ani. Și domnișoarelor și la toată lumea.